Am zis, o recomand și sunt sigur că dacă o citiți, așa cum am zis, dacă începeți să o citiți, nu mai lăsați din mână. Eu o felicit pe autoare, o felicit sincer și sunt curios ce traseu va avea în literatură, pentru că potențial are, a dovedit că are potențial, a dovedit că are talent, a dovedit că stăpânește foarte bine arta scrisului și că este foarte bună în proză. O descurajez în poezie, sincer, pentru că poeziile de aici nu m-au convins, chiar dacă, așa cum am zis, sunt puse în gura personajelor din carte, nu sunt asumate de autoare, totuși ele nu m-au convins, dar în proză sunt sigur că va avea ceva de spus și că vom mai auzi de ea. Și am înțeles din singura scrisoare ce mi-ai strecurat sub ușă în ziua când, obosit de atâta așteptare, întrebări fără răspuns, tăcere, am hotărât să nu-ți deschid. Nu știu dacă știai că sunt înăuntru, știu doar că am stat ore în șir uitându-mă la plicul alb și neavând curajul să-l ridic. Mă așteptam să fie o scrisoare de despărțire, nu o declarație de dragoste. Printre câteva citate din cărți ce-ți plăceau, am descoperit și cuvintele tale timide. Ai început atât de original, numindu-mă nu dragul meu, nu iubirea mea, sau mai știu eu cum, ci simplu și amplu, chiar scenic, numindu-mă zburătorul. Deci, în primul rând, vreau să subliniez că cartea mea nu are legătură cu mine sau cu cineva din familie sau din prietenii mei. Apoi aș vrea să adaug câteva cuvinte, să nu vă rețin nici prea mult atenția. Iubesc cărțile din copilărie, când, îndrumată de părinți, am făcut primii pași timizi spre creație. Mai târziu am învățat să pictez gânduri. Le-am dat aripi de vise, speranță și crez, iar karma mi-a dăruit o stea. Asterios este numele și pentru tine acest volum. Gestul meu, infim față de ceea ce mi ofer de peste 20 de ani, adică răbdare, sprijin, iubire, sinceritate, siguranță, viitor, promit că nu mă voi opri aici. De ce Arad? Pentru prieteni, pentru dumneavoastră, pentru că am dorit că atunci când privesc, fără alte cuvinte, să-i văd mereu zâmbetul. Pentru că a acceptat, îi mulțumesc. Pentru că s-a implicat trup și suflet în organizarea acestui eveniment, îi mulțumesc. Giurgiu Cristina este numele ei. Este acel lucru rar, un om. Îi datorez multe. De fapt, îi datorez nu numai prietenia care, în mod normal, nu știu sincer dacă o merit, îi datorez faptul că sunt aici datorită ei și îi mulțumesc pentru șansă, rămâne să văd dacă sunt sau nu pe măsura așteptărilor ei. De ce acum? Nimic nu ar fi fost la fel în alt timp, fără acest prieten de nădejde, cu suflet, principii, caracter, cuvânt și replică, spusă cu șarm, talent în plin avânt, într-un cuvânt, Zoltan Lovas. Cel care mi-a oferit șansa de a mă apropia de un maestru al poeziei, o personalitate pe care o admir, o stimez, o respect și căruia îi mulțumesc din suflet pentru acceptul de a se afla alături de noi aici. Domnul Ioan Matiuț. Mulțumesc de asemenea domnișoarei Iulia Stancu pentru realizarea de excepție a afișului prezentului eveniment. Mulțumesc în primul rând domnișoarei Diana Engler, librăriei Știența, dumneavoastră, celor care ați ales conștient să nu semnați absent în dreptul prezentului eveniment. Întotdeauna în momentele cele mai frumoase, sensibile, sună telefonul. Ba că-i lansare, ba că-i la teatru, mai scăpăm un telefon. Deci așa e viața. Pentru mine această carte este un început. Sigur, sunt un debutant. Un debutant care a dorit foarte mult să facă această lansare în Arad, un oraș în care am poposit doar pentru 8 luni în 88. Sigur, un timp prea scurt, dar suficient să mă îndrăgostesc de acest oraș și locul în care am cei mai buni prieteni. Prieteni printre care se numără și Giurgiu Cristina,
această frumoasă ingineră care se află pe coperta cărții mele. Oraș în care cei mai buni prieteni Zoltan și domnul Matiuț au fost alături de mine în această seară deosebită la librăria Știință, care ne-a primit cu brațele deschise. Vreau să vă recomand cartea mea, fără alte cuvinte, spunându-vă doar atât. Sunt lucruri care sunt închegate într-o punte, între două lumi. Sunt două personaje, Zoi și Sebi, care trăiesc în două țări, Grecia și România, țări care am încercat prin intermediul acestei cărți să le unesc, formând probabil o trilogie. Se bazează și pe puțină poezie cartea mea, se vrea o proză lirică, dar drumul meu sigur este mai mult spre proză. De asta următoarea carte va fi o satiră. Rămâne să-mi spuneți, maestră, dacă sunt sau nu un scriitor fără alte cuvinte. Trebuie să mărturisesc că am prezentat Cheioana, am prezentat tot felul, baluri, nu știu ce, lansări de carte. Nu, este prima oară că fac acest lucru și mă onorează. Ei, uite, să-ți răspund la întrebare, cu Mihaela Bojincă m-am cunoscut în această vară, în august, era ghida mea în Tasos, a fost o pură întâmplare. Eu nu știu dacă ne-am văzut de vreo 3 sau de 4 ori, dar parcă ne știm de o viață și am citit cartea, mi-a plăcut foarte multe, a vrut să fac o lansare aici la Rad și lucrurile s-au născut foarte firesc. Iată lansarea de carte, fără alte cuvinte, Mihaela Bojincă. Fără alte cuvinte, o carte a apărut astăzi la librăria Scenta. Așa cum am spus și la lansare, cartea a fost o surpriză foarte plăcută pentru mine. Autoarea, chiar dacă se află la cea de-a doua carte de proză, dovedește o maturitate în ale scrisului, dovedește că stăpânește foarte bine tehnica prozei, se descurcă foarte bine pe mai multe planuri, sunt niște dialoguri așa pe mai multe planuri în această carte, are toate ingredientele necesare unei cărți de succes și se citește cu sufletul la gură, ceea ce e foarte important. Este o poveste de dragoste în această carte, o poveste interesantă care se întâmplă în două spații diferite, în același timp, în Grecia, în jurul Salonicului și în România, la Timișoara. Deci, iată un motiv în plus ca să citim această carte și să ne bucurăm de plăcerea unei lecturi, zic eu, mai mult decât agreabile. Seria de evenimente culturale continuă la Scenta în această seară. Ce s-a întâmplat? În această seară am avut, din fericire, prima lansare de carte a cărții Fără alte cuvinte a doamnei Bojincă. Îmi face deosebită plăcere să o cunosc pe doamna Bojincă și să fi avut ocazia de a face prima noastră lansare de carte pentru cartea dânsei la noi în librărie. O așteptăm și cu alte ocazii și, de asemenea, promitem în continuare să ne ținem de cuvânt cu ce am stabilit de la bun început, să transformăm acest spațiu într-un spațiu cultural al Aradului.